Salutare, dragi prieteni! Astăzi vă prezentăm modul de aplicare al modelului piatra spacata, piatra spartă, cum se spune la noi, la români. O să vă prezentăm cum se aplică și ce trebuie să știi în modelul piatra spacata. Îl invit pe lângă mine pe Adrian. Hai, Adrian, să ne apucăm de treabă. Noi îl aplicăm modelul peste o vopsea decorativă pe care am aplicat-o mai demult pe această placă. Vopsea decorativă este Da Vinci, este bună ca suport, deci putem aplica direct modelul peste vopsea decorativă. Nu am mai amorsat, cu toate că trebuie amorsat, mai ales dacă gletul este gol, obligatoriu trebuie amorsat cu fondul Ruvido. Un fond cuarțos. De ce fond cuarțos? Pentru a ne ține cât mai mult decorativa pe loc. Adică să putem să încărcăm. Se aplică cu gletiera materialul, la fel cum aplicăm gletul, într-un strat de 2-3 mm. Am văzut comenturi că se poate aplica într-un strat de 1 mm. Dacă stratul este de 1 mm, este mult prea subțire pentru a crea modelul. Deci cu cât mai gros stratul nostru de material, cu atât modelul iese mult mai în relief. Am împărțit în panoul în două părți. Vom face același model piatra spacata, doar că unul o să-l facem cu velatură lucioasă, unul cu velatură mată, care imită mult mai bine naturalul. O să facem două culori simple, nu complicate. Vă prezint în principiu pentru două culori simple. Adică îl vom face pe acesta pe lucios argintiu cu gri, iar acesta crem cu gri. Argintiu, velatura are oricum tentă de nude, de un pic de crem. După ce am aplicat modelul, îl vom trage cu gletiera într-o singură direcție, în direcția în care facem nervurile. Noi le facem de la dreapta la stânga, adică de sus scoți dreapta către stânga. De ce trecem cu gletiera peste el? Pentru că altfel acest tip de dungi, da, vor ieși în pensulat, în velatură. Adică se vor vedea niște tăieturi pe piatra spacata pe invers. Chiar dacă o faci cu pensula, chiar dacă o colorezi, se vor vedea urât. Așa că mai bine trecem un pic cu gletiera peste material pentru a-i da o singură direcție. Mă voi apuca de format modelul. Verific în cameră, în monitor, să văd cum se vede. Cu acest tip de perie vom face modelul. Arată la fel cum este acel preș pe care te ștergi cu piciorul. Începeți prin... Sunt două variante. Ori tamponat, da? Modelul. Ori zgâriat. Nu, mie îmi place personal mult mai mult zgâriat. Zgârieturile se fac mici, după care, chiar dacă îl zgârii, mai și tamponez peste el, pentru a-mi ieși efectul cât mai frumos. Voi face un model cu
pun niște dungi mai late un pic. În momentul când îl zgriem, pe o suprafață de 15-20 de centimetri. Nu mergem lung cu zgrietura. Cât mai dese pentru a-și face un efect mai plăcut. Când, unde ne rămân acest tip de... Mă uit să văd dacă găsesc o cameră în care se vede mai bine. Dacă ne rămân aceste brombonițe de material, e foarte bine pentru că vor arăta mult mai bine la șatirare. Tipul de zgriere depinde de de fiecare meseriaș în parte, pentru că e clar după cum îl vede, după cum îl simte modelul. Nu, niciodată un model nu o să fie făcut identic, pentru că e lucru manual. Da? Deci nu o să fie niciodată 100% identic. Nu ai cum să-l faci. Lucrând cu material și lucrând în studio, unde avem și mochetă, riscăm să pătăm foarte mult mocheta. Dacă simțim că nu avem suficient material, putem să mai adăugăm cu peria sau cu gletiera material pe placă. Eu voi continua modelul chiar dacă pentru a arăta placa frumos. Chiar dacă îl vom împărți în două. Mie acele modele unde materialul este zgriat foarte puțin, nu prea îmi plac, adică aceste dungi subțiri. Îmi plac mult mai late, pentru a se vedea modelul mult mai bine. Atunci când facem modelul, facem cu o parte. Mie îmi place, mai sunt acele perii pătrate, mie îmi place asta dreptunghiulară, puteți să folosiți și pătrată, dar îmi place că o țin mult mai bine, pentru că folosesc decât partea lunguiață a perii. Zgrierea materialului se face imediat după aplicare. Noi, chiar dacă am terminat Adrian, și m-am apucat, noi în spate avem o placă de MDF, ceea ce înseamnă că trage mult mai greu. Acum îl vom lăsa să tragă, cred că vreo 2 ore, pentru că avem MDF în spate, stratul suport nu va absorbi atât de repede apa, umiditatea din material. Îl vom proba cu unghia, ca materialul să fie moale, dar nu foarte, foarte moale. Ca să-l putem lișa, îl vom lișa prin stropire cu apă. O să vă arăt 2 modalități de stropire cu apă, de lișat. Deci, stăm și așteptăm după el 2 ore. Revenim după 2 ore la șatirarea materialului. După 3 ore de așteptat, 3 ore ne-a luat ca să ne tragă cât de cât materialul,
Îl probăm cu unghia. Materialul nostru încă este moale. Adică se ved urmele de unghie. O să iau o cameră pentru a vă arăta ce înseamnă urmele de unghie. În momentul când rămân urme de unghie, înseamnă că este ok pentru a-l lișa. În zonele unde materialul este mai gros, este mult mai moale, da? Deci se vede că este mult mai moale. Acum materialul poate fi lucrat foarte bine. Dă-mi un pic, Adrian. Acesta este un pulverizator cu supresiune. Se poate pulveriza și cu din acela de geamuri, doar că o să se doară mâna de la atâtea pulverizări. Sunt două modalități de a pulveriza. Prima modalitate, stropim suprafața, după care lișăm. Da? Aici se observă că materialul fiind mai gros și mai moale, se lișează foarte ușor. Sau cea de-a doua variantă, putem stropi doar gletiera și întindem, sau putem, dacă avem la îndemână un burete cu apă, umezim gletiera cu buretele cu apă și aplicăm pe perete. Așa nu mai facem acei stropi pe jos. Dar, de foarte multe ori, stropind doar, dând cu buretele doar pe gletieră, nu o să ai atât de multă umiditate, iar acolo unde este material prea mult, se va rupe. Ce înseamnă se rupe? Când tragi fără apă, se agață, se murdărește, se face urât materialul. De aceea trebuie stropit. Noi preferăm să stropim în suprafață mare pentru a-l putea controla mult mai bine. Poftim, Adrian! Atunci când se insistă pe suprafețele lișe, când se trece cu gletiera, se insistă un pic pe ele pentru a nu ne rămâne acele urme de gletieră de care vorbeam de la început. Da? Avantajul materialului silosanic este că îl poți lișa foarte bine și poate să-ți rămână această suprafață foarte, foarte lișe, chiar și sticlă. Dar trebuie să insisti pe ea. Și iar un avantaj este că acolo unde ai deficiențe, poți să iei din produs și să adaugi și să-l lișezi. Cu apă. Stropit cu apă. Așa arată materialul după lișare. Este încă umed.
După cum spuneam, scociurile se vor da jos atunci când materialul este moale. Chiar dacă avem de aplicat velator sau altceva, vom pune din nou scociuri, pentru că altfel, prin dezlipirea scociului, se va rupe materialul nostru și va arăta urât. Nu uitați să vă abonați canalului nostru de YouTube, Pică-te-n Cuiala, să dați și un like și un share, să intrați și pe site-ul nostru www.picatencuiala.ro. Să aveți o săptămână cât mai frumoasă, ne vedem data viitoare!